Hello, fetele cochetele! A venit timpul să răspund la întrebările ce mi le-ați adresat ca participare la concursul meu, ce l-am postat pentru că am atins 1000 de abonați și pentru că am primit atât de multe întrebări foarte, foarte frumoase și vă mulțumesc din suflet pentru participare, pentru apreciere, pentru cuvintele minunate ce mi le-ați lăsat, pentru întrebările superbe la care vreau să răspund la toate și pentru sugestiile pentru videouri viitoare. Dar pentru că am primit atât de multe și vreau să le tratez pe fiecare în parte, voi împărți acest video în 3 părți. Astăzi voi filma partea cu întrebările despre venirea mea în Anglia, de ce, cum, de când, cum am acomodat, cum este viața, etc., etc. Apoi voi face un video cu întrebări mai personale, de genul câți ani am, ce zodie sunt, ce mă face fericită, ce lucrez, ce pasiune am, care este omul care mă face fericită și îmi dă energie. Întrebări de genul acesta foarte, foarte frumoase. Și am mai primit, bineînțeles, pentru că este un canal cu precădere înspre beauty, am mai primit foarte multe întrebări legate de machiaj, de skincare, de tot ce înseamnă înfrumusețare și câteva întrebări despre YouTube în general. Și atunci voi face un video cu acele întrebări. Deci acum hai să vorbim despre acomodarea mea aici în Anglia și o să încep cu întrebările pentru că sunt 15 întrebări, dar am răspunsuri destul de mari la fiecare, așa că hai să începem. În primul și în primul rând, în ce țară locuiești? O întrebare adresată de Beauty123, Alexa1308-2001, Creț Loredana, Hlandean Ionela și Mirela Nicolae. Cer scuze dacă vă puteți numele, dar nu sunt diacritice pe YouTube. Locuiesc în Anglia. Probabil că sunteți mai noi aici pe canal și nu ați văzut vlogurile de pe aici. 2. De cât timp locuiești în Anglia? Mă întreabă Yasmina Yasmi, Rotaru Laura, Ramona Seulean și Janina Prohib. Mă uit în jos pentru că am laptopul aici în brațe și mi-am notat aici frumos ce întrebare, de la cine și câteva idei despre răspunsuri, să nu pălăvrăgesc prea mult degeaba. Locuiesc în Anglia de 9 luni, din august 2015. Prima zi în care ne-am mutat aici a fost 9 august 2015. De ce Anglia și nu altă țară? Mă întreabă Alexas Hayat, Ana Maria, Iza Cheianu și Anemona Mircea. De ce Anglia? Pentru că a fost la acel moment cea mai ușoară variantă a noastră de a pleca din țară. Într-o țară în care se vorbește limba engleză și în care am avea șanse bune în domeniul în care lucrăm. Noi amândoi și eu și Horia, prietenul meu, lucrăm în domeniul automotive, în industria auto. Și șanse mari am fi avut și în Germania, dar nu cunoaștem limba, am încercat să învățăm, nu ne-a plăcut și nu prea ne plac nici oamenii de prin Germania, pentru că sunt un pic așa mai neprietenoși, să zicem. Și de aceea Anglia a fost cea mai ușoară și cea mai bună variantă la acel moment. Decizia de a pleca din țară a fost spontană sau gândită de ceva timp? Mă întreabă Madalina Butui. Eu știam cam de mult timp, de vreo cel puțin 6 ani, după ce m-am întors din America, un video în care o să vă povestesc mai pe larg va urma. Deci eu știam de vreo cel puțin 6 ani că vreau să plec din țară, dar am avut nevoie să vină momentul potrivit, pentru că trebuia să-mi termin studiile, trebuia să capăt un pic de experiență în domeniu, să pot să-mi găsesc un job. Și un factor a mai fost și faptul că aveam nevoie de o persoană lângă mine cu care să pot să plec. Iar persoana potrivită a apărut fără doar și poate. Și ca funny story, după nici 3 luni de relație, i-am spus lui Horia, vezi că noi o să plecăm din țară. Și a fost un pic bulversat, a, da? No, bine, ce să zic, eu nu m-am gândit la asta până acum. Am zis, las că m-am gândit-o pentru amândoi. Deci da, decizia a fost destul de premeditată, dar un pic spontană în ceea ce privește țara, pentru că nu m-am gândit de mult că vroiam Anglia. Ce te-a determinat sau motivat să te muți în Anglia? Mă întreabă Pop Diana, Ramona Seulean, Georgia 25 Makeup, Janin J, Elena Mihaela, Raluca Tentiș, Loredana Mandici. După cum am spus și mai înainte, deci decizia aceasta de a pleca din țară
Mi-a venit acum 5-6 ani, pentru că am locuit un an în America, am făcut acolo clasa 11-a, fără părinți, fără prieteni, am mers singură și a fost o experiență de viață. O să vă povestesc în alt video despre asta. Și am văzut cum se trăiește în altă țară, chiar dacă se muncește mult, ca peste tot, lumea este mai liniștită, mai nestresată. Și deși atunci, la acel moment, eu eram ceva mai răsfățată și nu prea știam să apreciez aceste lucruri, când m-am întors în România, numai ce venise criza economică, a început să ne meargă ceva mai greu din punct de vedere financiar. Am fost într-un fel nevoită să-mi caut de lucru chiar din anul 3 de facultate, pentru că nu mai suportam să stau, să nu fac niciun ban și să nu am niciun ban, pentru că erau vremuri foarte grele. Și atunci am văzut cum se fac banii, am început să mă maturizez foarte, foarte tare. Cred că m-am maturizat forțat în anul acela în care am început să lucrez, dar aveam nevoie să lucrez pentru a-mi câștiga banii de buzunar și a-mi ajuta un pic familia, pentru că erau timpuri grele și era nevoie. Atunci, maturizându-mă, am început să mă gândesc și la sistemele guvernamentale care în România se cam duc pe apa sâmbetei și aici mă refer în principiu la sistemul de sănătate și la sistemul educațional. Și eu m-am decis că vreau mai mult pentru mine și familia mea. Vreau să am încredere în sistemul de sănătate în țara în care locuiesc. Dacă, Doamne ferește, eu sau familia mea o să aibă o problemă, să nu-mi fie frică să mă duc la spital. Și vreau să pot să le ofer cea mai bună educație viitorilor mei copii. Și banii au fost unul dintre motive, nu pot să fiu ipocrită să zic că nu mă interesează banii, dar chiar și în România mă simțeam încrezătoare că la un moment dat am fi ajuns să trăim un trai decent, pentru că suntem amândoi ingineri și am fi ajuns să câștigăm destul de bine la un moment dat, să ne facem o casă, să ne luăm o mașină și un concediu pe an. Dar, cum am spus, sistemele guvernamentale m-au împins cel mai mult să-mi doresc să plec din țară. În același topic, cam aceleași persoane m-au întrebat și aceste lucruri, cum am decis să mă mut sau cum am ajuns să lucrez acolo. Mulți colegi din firma la care lucrăm și lucram în România au început să plece în Anglia pentru că a fost un val foarte mare de angajări în industria auto. Am văzut că foarte mulți colegi au plecat și am zis, ok, asta este șansa noastră să plecăm și noi, acum este momentul, acum este timpul. În fine, am aplicat și noi la job-uri printr-o firmă de recrutare, în foarte scurt timp am primit și răspunsuri pozitive. Tot acest proces a fost foarte, foarte rapid, nu ne-a venit să credem că se întâmplă totul așa de rapid. La sfârșitul lui iunie, mai exact în 30 iunie, am început procesul de recrutare, am vorbit cu firma de recrutare. Într-o săptămână sau în 10 zile deja aveam joburile asigurate. Am avut interviuri, am fost acceptați și ne-am dat demisia și în 9 august ne-am mutat. Și în 17 am început serviciul aici. Foarte multe fete mă întreabă cum a fost prima experiență cu Anglia, cum te-ai acomodat. Ștefana Ștețco, Roman Paula, Ștefania Tudor, Poliana Condilă, Pop Diana, Ramona Seulean, Georgia 25 Makeup, Janine J, Andreea Nistor, Iuliana Berescu și Andreea Florentina. Mă simt ca la finalul reclamelor de produse farmaceutice, că vorbesc așa repede. Cum a fost acomodarea? Primele 3 luni au fost ca un concediu continuu, totul nou, totul frumos. Locuiam lângă plajă, ne-am găsit un apartament chiar lângă mare, pentru că am zis că să fim aproape, să ne plimbăm cât mai des pe malul mării. Vedeam marea dimineața și seara, aproape în fiecare seară ne plimbam pe faleză. Am început să explorăm împrejurimile, totul a mers ca pe roate cu mutarea, n-am avut probleme cu mutarea. Ne-am găsit ușor apartament. Apropo, dacă vreți să fac un video în care să povestesc mai pe larg toată experiența cu mutarea, cum am găsit apartament, cum se întâmplă lucrurile pe aici, să-mi spuneți că voi face. Iar după primele 3 luni a început și vremea mai urâtă, pentru că se apropia iarna aproape, august, septembrie, octombrie, da, de prin noiembrie au început ploi mai dese și era mai tot timpul înorat și era tot timpul vânt. Zilele erau și ele mai scurte.
A început să se instaleze dorul de casă, nu mai eram așa de entuziasmat de împrejurimi, mi se părea totul, na, am văzut marea asta de 30 de ori deja, nu mai este chiar așa de super wow. Și am intrat amândoi așa într-o mini depresie, să zic așa. Ne simțeam tot timpul obosiți și un pic triști. Mai ales eu am simțit asta pentru că îmi lipseau de acasă prietenele mele, îmi lipsea foarte mult viața socială. Eu tot timpul eram înconjurată de oameni, mă înțelegeam foarte bine cu colegii de la lucru, aveam prietene foarte bune la lucru care povesteam într-una, aveam prietene în afara serviciului cu care mă întâlneam tot la săptămână, 2 săptămâni. Aveam cliente la machiaj și la unghii cu care povesteam și eram tot timpul înconjurată de fete, în special. Horia este un pic mai introvertit. El preferă să stea acasă și să se uite la filme sau să se joace pe calculator și nu a simțit chiar așa de mult schimbarea asta socială. Dar pe mine m-a afectat un pic, mă simțeam un pic singuratică, deși eram cu Horia aici, mă simțeam un pic că am devenit dependentă de el și mă apăsa un pic gândul acesta pentru că eu niciodată nu eram dependentă de o altă persoană. Pentru că dacă el nu vrea să ieșim în oraș sau să ieșim să ne plimbăm, nu ieșeam pentru că nu aveam cu cine. Și starea aceasta de singurătate și tristețe a ținut vreo 2-3 săptămâni. Până mi-am zis eu, gata, trebuie să fac ceva, că nu-mi place starea asta. Mi-am adus aminte că prietenele de acasă mi le-am făcut în ani de zile și că nu este ușor să-ți faci prieteni. Și am zis că trebuie să-mi caut ceva activități, să le fac singură, să nu fiu dependentă de nimeni. Și atunci am început să ies la alergat pe malul mării. Aproape în fiecare seară ieșeam și alergam pe faleză, ascultam muzică, mă uitam la mare, mă uitam la lună, cum se oglindește în mare. Și era foarte frumos că mă mai eliberam, mă mai destresam și ieșeam din casă. Pentru mine destul de important să ies din casă, dacă mă țin în casă zile la rând, o iau razna. Apoi a venit vacanța de iarnă, când am mers acasă am stat vreo 4 săptămâni aproape și mi-am făcut doza de socializare și de distracție cu prietenii mei pentru tot anul care va urma. Chiar când ne-am întors din vacanță a fost totul ok. Mai ales pentru că ne-am mutat în orășelul acesta mic unde lucrăm, n-am mai trebuit să facem naveta și orașul ăsta este și mai liniștit și mă simt un pic mai ca acasă, deși Timișoara nu este un oraș mic. Acum mă simt liniștită și fericită și acum chiar mă simt că aici este într-un fel acasă al meu, că m-am mai rupt un pic de acasă din România. Același subiect, aceleași fete mă întreabă și cum este jobul, cum sunt oamenii, cum este vremea, mâncarea, viața. Aici, în Anglia, să dau mai multe detalii despre aceste lucruri. Jobul este ok, sunt foarte liniștită aici, nu prea am stres, încă mai primesc responsabilități noi și traininguri, dar le iau pe toate așa cum vin și nu mă stresez. Oamenii sunt foarte prietenoși, foarte politicoși, britanicii chiar sunt renumiți pentru politețea și zâmbetele care le oferă tuturor. Asta îmi place foarte, foarte mult, deși na, poate pot fi considerate false, dar mie îmi place pentru că oriunde mergi, la orice ghișeu, la orice magazin, peste tot ești tratat cu căldură, cu zâmbete, îți sar în ajutor și nu te simți așa, na, ce mai vrei și tu, de ce ai venit, de ce mă stresezi. Asta îmi place foarte, foarte mult aici. Vremea nu este nici pe departe atât de rea pe cât mi-am imaginat. Cred că mi-am făcut eu așteptări foarte, foarte groaznice ca să nu fiu dezamăgită. Dar nu este pe cum se zice că plouă 24/7 sau că intri în depresie din cauza vremii. Sau poate am eu noroc că locuiesc aici chiar în sud de tot, în sudul țării și vremea este un pic mai caldă, calmă, nu știu sigur. Dar plouă cam în 30-40% din timp, cam 2-3 zile pe săptămână să zicem că sunt ploioase, dar și când plouă, plouă sporadic, duș rapid, se oprește, iese soarele, iar mai plouă un pic, iar iese soarele. Sunt și zile înnorate, în care nu plouă, dar este doar înnorat. Dar de 2-3 luni, deja de prin februarie, e vreme foarte, foarte frumoasă. Plouă poate o dată pe săptămână, sau poate săptămâni întregi e doar soare și după aia plouă 2-3 zile la rând, deci e foarte, foarte ok. Și mai ales de câteva săptămâni a început să se și încălzească. Sunt
aproape 20 de grade și este chiar foarte plăcut. Iarna au fost, nu știu, în zilele reci 0 grade, dar în general erau cam 7, 8, chiar 10 grade. Deci a fost o iarnă foarte blândă, foarte ok. Viața, din punctul meu de vedere, este foarte liniștită. Infrastructura este foarte bine pusă la punct, de la transporturi până la orice servicii sociale. Aproape totul este online, nu prea ai nevoie să mergi la ghișee, nu prea te trimite de la un ghișeu la altul. Îți cam poți rezolva orice probleme cu statul prin telefon sau prin mail. Și îmi place foarte mult liniștea asta psihică, că știu că se rezolvă totul ușor și nu trebuie să mă plimb de la un ghișeu la altul până nebunesc. Andreea Stiopu, pe care o pup, mă întreabă cum ai depășit dorul de casă și de familie. Cred că cel mai important lucru a fost că am venit împreună cu Horia. Noi ne înțelegem foarte, foarte bine. Locuiam împreună încă din România de ceva timp. Deci nu a fost chiar așa de rău. Cum vă spuneam, am avut un mic șoc și o mică depresie după vreo 3 luni, dar am depășit-o încercând să-mi caut activități și ținându-mă în priză. Și mai ales tot timpul m-am gândit de ce am făcut alegerea asta. Tot timpul mi-am adus aminte că asta este alegerea cea mai bună, că aici mi-este cel mai bine, deocamdată, până ne mutăm undeva și mai bine, poate, cine știe. Și apreciind tot timpul avantajele vieții de aici. Asta m-a făcut să nu mă gândesc chiar așa de mult la dorul de casă. Emma Pop mă întreabă care este lucrul sau persoana de care ți este cel mai dor din România. Un lucru anume nu am de care să-mi fie dor. Nu pot să zic că mi-e dor de un lucru fizic. Dacă ar fi un loc de care mi-este dor, mi-este foarte dor de locul de muncă fizic, de firma la care lucram. Pentru că aveam niște colegi super, super de gașcă cu care mă înțelegeam foarte, foarte bine, pe care încă îi consider colegii mei și o șefă și mai faină. Și tot timpul aveam activități împreună, pe lângă lucru, ieșeam la bowling, la film, la karaoke, la prânzuri, la tot felul. Și ei îmi lipsesc foarte, foarte mult. Iar ca persoană mi este tot timpul dor de părinții mei, de fratele meu. Deși fiecare este cu viața lui și nu stau așa mult să mă gândesc la acest lucru, mă mai apucă dorul după perioade în care nu-i văd sau în care nu vorbesc cu ei și nu sunt perioade așa de lungi. Și mai mi este dor și de prietenele mele cele mai bune, cu care mi este foarte dor să ies la o cafea aici. Nu am nicio prietenă, să zic așa, cu care să pot ies la un suc, la o cafea, la o bârfă, să povestim despre câte în lună și în stele. Cred că asta îmi lipsește cel mai și cel mai mult aici. Dar în timp, probabil că o să-mi fac și aici prietene. Eu sunt genul de persoană, dacă clicui cu o persoană, mă împrietenesc instant și merge totul de la sine și iese totul super. Dacă nu, nu prea pot să mă forțez să fiu prietenă cu o persoană dacă nu simt că suntem pe aceeași lungime de undă. Și până acum n-am găsit persoane pe aceeași lungime de undă cu mine. Ela mă întreabă ce îți place la Anglia și ce nu. Cum spuneam mai devreme, îmi place foarte, foarte mult infrastructura de aici. Aici mă refer foarte mult la transporturi, sunt foarte bine puse la punct, sau cel puțin din câte am experimentat eu prin Europa. Nu prea văd oameni bufnați pe stradă și asta contează. Cam toată lumea este zâmbitoare, senină. Și asta îmi place foarte, foarte mult. Când ești pe stradă și vezi așa oameni care zâmbesc, vorbesc unii cu alții. Și mai ales aici în orășelul acesta mic în care locuiesc, e așa un sentiment de comunitate, să zic așa. Vezi oameni care se cunosc între ei, se opresc să povestească. Mai ales în weekenduri este plin pe aici pe străduțe și tot felul de tarabe, de flori, de legume. E chiar drăguț. Mie chiar îmi place foarte mult aici. Dar ce nu îmi place, nu prea îmi place mâncarea tradițională englezească. Au niște combinații tare ciudate și se bazează foarte, foarte mult pe carne. Ceea ce mie a început să nu mai îmi placă spre deloc. Și cu multă fasole, cu mulți cartofi și mâncăruri așa foarte greoaie. Și nu-s deloc pe gustul meu. Și un pic nu îmi place accentul acesta britanic, mi se pare foarte greoi. Am început să mă obișnuiesc, ce-i drept, dar încă dacă mă concentrez la o conversație cu o persoană 2-3 ore, după aceea mă doare capul și nu mai vreau să aud engleză tot restul zilei. Este mult mai greoaie decât engleza americană cu care eram eu obișnuită.
dar n-am încotro, mă obișnuiesc eu cu asta pe parcurs. Lavina Stanciu mă întreabă dacă Anglia este o țară în care merită să rămâi și care te ajută să evoluezi profesional. Sincer, și acum poate o să-mi sară unii în cap, dar asta este părerea mea ce mi-a făcut-o până acum, nu mi se pare o țară de top din punct de vedere intelectual, să zic așa, dacă ar fi să includ doar britanicii, dacă includ toți internaționalii care au ridicat țara asta, poate să zic așa. Englezii mi se par un pic leneși, mi se par obtuzi în gândire și mi se pare că iau totul de-a gata pentru că le-a mers bine de-a lungul anilor. Asta este părerea mea despre englezi, punct. Oportunități profesionale ai, bineînțeles, mai ales în tot ce înseamnă marketing, fashion, IT, tot ce înseamnă vânzări, mai ales în Londra ai multe oportunități pentru că, da, chiar este o capitală mondială pentru aceste domenii. Dacă ai avea aceleași posibilități și în România, ai vrea să te întorci definitiv aici? Sau te gândești să te întorci din România pentru a locui definitiv aici? Mă întreabă Ștefana Ștețco, Iasmina Iasmi, Andreea Patricia și Iulia Zanfir. Din punct de vedere financiar, după cum spuneam, nu este totul și dacă aș avea aceleași venituri în România, nu cred că ne-am întoarce acolo. Pentru că asta nu este totul, eu îmi doresc să ne formăm o familie într-un mediu liniștit și putem fi liniștiți decât într-o țară liniștită. Și România nu este nici pe departe o țară liniștită din punct de vedere social și guvernamental, să zic așa. Deci nu, deocamdată nu mă gândesc sau nu ne gândim să ne întoarcem definitiv în România. Paula T. mă întreabă dacă m-am gândit să mă mut în Londra. Nu, nu cred că mi-ar plăcea să locuiesc în Londra. Din câte am mers și ne-am plimbat prin Londra, mi-am dat seama că nu îmi place absolut deloc aglomerația și împulzeala și nebunia care se află în acel oraș. Îmi place mult, mult mai mult un oraș liniștit și neaglomerat cum este cel în care locuim. Și mai ales să locuiești așa de aproape de lucruri, mi se pare de vis. Dar dacă încep să mă gândesc mai mult la am schimbat jobul și am găsit ceva în beauty, cred că doar în Londra aș avea șanse. Și totuși nu m-aș muta în Londra, cred că aș prefera să fac naveta cu trenul jumătate de oră, o oră până Londra decât să mă mut acolo. Oana's Channel mă întreabă, ți-ar fi greu acolo să faci o carieră în make-up? Nu cred că ar fi chiar așa de greu de realizat, mai ales în Londra, pentru că este o capitală în beauty și fashion. Am început să mă gândesc intens la chestia asta, poate nu neapărat în make-up, dar oricum ceva legat de beauty. Încă nu știu, trebuie să mă gândesc și dacă o să se ivească o oportunitate, siguranță nu voi da cu piciorul. Și ca să încheiem pe același subiect, Miss Amethyst și Sorina Meica mă întreabă care este jobul tău ideal. Jobul meu ideal, am mai povestit despre asta și într-un tag ce l-am făcut recent. Cu siguranță ar fi ceva în industria de beauty, pentru că de când mă știu, asta mă atrage și mă pasionează cel mai mult și acum că fac aceste videouri pe YouTube îmi dau seama din ce în ce mai mult că asta este cam ce îmi doresc să fac, orice legat de beauty. Dar nu știu dacă aș vrea neapărat make-up, să fiu make-up artist, mi-ar plăcea să fac o combinație de toate pentru că îmi place și make-up-ul și coafiurile și fashion-ul și tot ce înseamnă produse de înfrumusețare, dar YouTube-ul împrănește această pasiune acum. Nu este un job pentru că nu fac bani din YouTube. Sunt foarte deschisă la oportunități și vom vedea ce va urma. Eu sunt foarte optimistă și știu sigur că dacă îmi pun mintea la contribuție și mă gândesc mult la un lucru și îmi doresc și încep să-mi doresc foarte mult un lucru, la mine se realizează. De foarte, foarte multe ori mi s-a dovedit și încep încet, încet să mă gândesc la aceste lucruri. Acum, nu știu, vom vedea. Și acestea au fost întrebările legate de mutarea în Anglia. Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru toate întrebările și pentru toată susținerea care mi-ați arătat-o în acele comentarii. Chiar mi-au umplut sufletul de bucurie și mi-au dat foarte, foarte multă energie să continui aceste videouri, pentru că văd că vă place și mie îmi place foarte mult și asta este
Win-win. Va urma și partea a doua și a treia, după cum v-am spus, cu întrebări mai personale și cu întrebări despre cosmetice, machiaje și un pic despre YouTube. Așa că vă mulțumesc mult pentru vizionare, mulțumesc că ați rămas cu mine până la capăt, știu că a fost un video foarte, foarte lung și până ne vedem data viitoare, sper să aveți o zi minunată. Vă pup! Ciao!